dragilor, bine v-am găsit! Eram sigur că asta o să se întâmple și te-am spus, nu pierzi poveste, dar tu nu. Ce poveste pierdută? Nu-i adevărat, copii? Eu? Ai pierdut povestea tu, da! Eu, dragii mei, sunt povestitorul Nero, care a pierdut povestea. Halal, povestitor! Gălogiosul meu coleg se numește Zero. Răutăciosule, numele meu nu e Zero, știi foarte bine. Pentru că să vă spun, dânsul a pierdut povestea. Nu. Nu pot să bagi în cârca mea vina dubitale. Ai pierdut povestea? Cum ai de aceea? Dumneata trebuia să vă... O să ne facem de râs în fața copiilor și cum să nu dă-mi eu nu mai de aici. Atunci poți să taști în gura. Dragii mei, după cum așteptați o poveste, bineînțeles, nu eu am să... Nu avem nicio poveste, deoarece ea pierdută. Dacă nu am la mine povestea pe care am scris-o aseară, aventuri în junglă, atunci voi... Nu era aceea povestea, era povestea magică. Așa se numea, ai și uitat, de la mână până la gură, povestea? De la mână până la mână, întotdeauna uiți. Povestea magică? Da. Povestea magică din junglă. Lasă jungla! Of! Ce mai contează? Contează că nu avem nicio poveste, măcar să-mi cropim. Am o idee! Da! Am o idee, ce-ar fi să trăie? Să compune! Cu părul lung și bălai. Cu părul lung și bălai pe care o chema prințesa... Cea frumoasă! Așa! Oh, cât de frumoasă era și trebuia... E destul de încetul pentru tine? Da, mulțumesc! Trăia într-un castel de cleștar? Nu-mi place povestea. Mai bine inventăm alta. Mă corectez, copii, dar... Cum începe? A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi? Nu s-ar povesti? A fost un prinț? Viteaz și frumos și înalt. Ia stai așa, de ce vrei să vorbesc? Să vorbesc eu cu voce joasă, ca să auzi dumneata și apoi să te lauzi copiilor că e povestea ta? Răutăciosule! Toate ideile acestea sunt ale mele. Nu. Deci, unde rămăsesem? Un prinț frumos și viteaz care... Care nimic! Care adormise! Nu avem nicio idee, mai bine recunoaște. O să ne facem... Deja ne-am făcut de râs, ce zic eu? Nu e adevărat. Vom sta aici până vom veni cu o poveste frumoasă. O poveste originală. Sigur, numai dacă prechindel s-ar coborâ din vitrinul și într-o poveste și-ar veni să ne spună atunci... Prechindel! Pe unde merg numai prechindel, aud! Prechindel! Nu te mai auzi! E cel mai iscusit spiritul! Ce s-a spus? Nu și-l crezut? Nimic de cât un ibrinc? Cu un coleg caragios? Totdeauna râde de dumneata și îți transformă nasul într-un castravecior! Așa face mereu și e foarte lăudăros? Nu, dumneata ești lăudăros! Păi, cel mai bun povestitor! Dacă ar fi... Ha! Acela-i prechindel care se apropie? Unde? S-a făcut! Avem povestea! Prietene! Și... Ajutor! Zmei! Balauri! Căpcăuri! Copii! Sunt doar copii! Nu, sunt zmei, balauri și... Copii? Iată, uită de cine m-am speriat eu! Ca întotdeauna! De niște copii drăguți și cu minți, nu-i așa? Da! Și nu sunt somnoroși precum dumneata! Mi-ai dat de gol numele! Ziua bună, micuților! Eu sunt domnul Somnorilă! Iar eu sunt Prichindel, spiritușul magic! Și întotdeauna pus pe șodii și pe năzbâni! Ai văzut ce am făcut povestitorului? L-am fugărit și a căzut cu nasul în ciupercuțe! Nu de fiecare dată! Eu i-am furat povestea! Nu-i adevărat! Da, da. Domnul povestitor Nero! E el gură spartă, dar cu povestea.
bietul de el. Dar apropo, apropo, da? Am să-ți dau o veste tare neplăcută, dar nu știu cum să fac asta, deoarece dumneata iar o să mă târi într-o aventură și eu nu vreau să plec într-o aventură. Aventură!